de urât. Tot ăla de la urtier. Da, da. Băi, da, trebuie da, 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 așa că vorbești după asta. Nu-mi place că de-aia le-au părut după asta, că vorbește frumos. Nici nu au finalizat anchetatorii bine strângerea de probe de la fața locului, de la crima dintre Bragadiru și Frumoasa, că o altă crimă cumplită zguduie județul Telorman. O fată de numai 16 ani și prietenul acesteia de 18 ani au fost uciși cu cruzime cu un cuțit și abandonați într-o casă părăsită dintr-o comună din județul Telorman. Vorbim de o dublă crimă. Cadavrele celor doi au fost cărate cu un autoturism în portbagajul acestuia, se pare, mai multe ore în șir, până când criminalul, presupusul criminal, a hotărât să abandoneze cele două trupuri fără suflare într-o casă părăsită dintr-o comună din județul Telorman, lângă municipiul Roșiorii de Vede. Crima s-ar fi petrecut în municipiul Turnu Măgurele. Presupusul criminal ar avea 24 de ani, fiind cunoscut ca un băiat liniștit și cu minte muncitor. Nu se știe deocamdată ce s-a întâmplat, însă reporterii Impact News 24 vor investiga această speță și vă vor ține la curent. Aceasta este casa în care au fost abandonate trupurile fetei de 16 ani și băiatului de 18 ani, căsăpiți cu un cuțit, se pare. În interior au fost aruncate trupurile fără viață. Revenim cu mai multe detalii pe impactnews24.ro.